Țări din estul și centrul Europei continuă să sufere de pe urma gerului și a viscolului. În Bulgaria, mii de oameni au rămas ieri fără curent electric și mai multe șosele sunt închise. Iar la Varșovia, primăria a instalat pe străzi cuptoare cu cărbuni, ca să-i ajute pe trecători să reziste în frig. Înainte de a ajunge la noi, viscolul a făcut prăpăd în Bulgaria. În apropierea graniței cu Turcia, un bătrân a murit de frig după ce s-a rătăcit între troiene. Ninsorii le-au lăsat fără curent electric peste 4.400 de familii, au blocat mai multe șosele și au obligat autoritățile să închidă temporar peste 150 de școli. Situația rămâne dificilă și la podul de la Ruse-Giurgiu. Numărul camioanelor care așteaptă să treacă s-a mai redus, dar rămâne totuși de ordinul sutelor. În capitala Poloniei, autoritățile au instalat cuptoare pentru cărbun pentru ca trecătorii să se poată încălzi. Se găsesc în stațiile de autobuz din aproape toate intersecțiile mari ale Varșoviei. Oamenii le apreciază, mai ales după ce gerul a ucis peste 35 de persoane la începutul lunii. Zero este focal, minus 20, to raczej nie jest bezprzyjazna temperatura. To jest bardzo dobra inicjatywa. Ponieważ jest zimno, a tutaj jak się długo czeka na autobus, to możemy się ocieplić. Nici Ungaria nu a fost ocolită de asprimea iernii. În aproape toată țara a nins abundent, iar circulația a devenit foarte dificilă. Șoseaua de centură a Budapestei a fost închisă după o ciocnire în lanț în care au fost implicate 10 vehicule, între care un camion militar.